imitația lemn de brădet, afumat. Din lapte de vacă. Să ajungă la 32-35 de grade. Și acum îi pun cheamă. Trebuie o seringă la 10 litri. Și apoi trebuie amestecat foarte, foarte bine ca să se amestece cu cheamă. Îl lăsăm la închegat între 3 sferturi de oră și o oră. Asta am închegat suficient. Uite. Îl iau ușor, ușor la amestecat. Nu faci repede cu viteza mare. Fie ca bub de orez. Și apoi trebuie să se lege din nou. Începe să se lege, numai doar firicele. Are multe frământări cașca asta de cașcaval. Vreau să se așeze un pic pe fundul oalii și îl iau ușor, ușor să-l strâng, să-l fac cu uloi. Ca să adun toate firmiturile din... Îl rotesc pe toată oala. Deja de aici el începe să fie elastic. Îl trag în sedilă. Bag sedila pe subiect și îl răstorn în sedilă. Și acum îl scot și la țărul i-a scurs. Și îl las așa până diseară. Diseară îl iau și îl pun în lichean și îl las la maturat. 24-48 de ore ca să-mi obțin cașul final pentru cașcaval. 1 kg de cașcaval iese cam din 10-12 litri de lapte. Și aici îl tai fâșinici. Cam maxim de o jumătate de centimetru grosime. Thank you.
dacă va fi suficient maturat. Te vezi? Că se întinde? Înseamnă că e suficient de dospit cașul, că are suficientă elasticitate. Fiartă peste el, astfel încât să fie acoperit în apa asta fiartă. Îl amestecăm cu lingură mare de lemn. Foarte bine. El se topește și în același timp se leagă tot. Uite cum aproape că nu mai pot să mai bag mâna în el în jos. Îl modelez la mână. Se prinde fața frumoasă bombată. Îi întrept fundul puțin. Și apoi îl pun în saramură. Vreau 10-15 minute. Ia apă cu sare de la Salina, de la Vâlcea. Sare grunjoasă, obligatoriu. Nu sare marină. Nu e bună sarea marină la telemea, la cașcaval, nu merge bine. Aici trebuie strâns foarte, foarte bine, că te vedeți cum curge zeama asta, toată e din interiorul lui. N-are voie să mai rămână mult acolo. Le punem cu fundul în sus, că pe mine mă interesează aici să se răcească ea bine, frumos. Vedeți și fața lucioasă aprins? Și o băgăm veșca pe capăt, pe aici. Dă-mă jos să fie.
Altfel, dacă o pun pur și simplu așa, se lasă. Și devine mai urâtă, mai plată așa. Trebuie să fie perfect drept. Deja începe să-i se îndrepte fundul. Și ale și le las vreo jumătate de oră să se întărească ele, să ia formă ca lumea. Deja se torna în saramură. Deja și-au îndreptat fundul. Și aici pe fund îi presăr sare ca să se întărească frumos fundul. 12-24 de ore. După care îl scot, l-am zvântat din nou pe lemnul, pe scândură de lemn și îl las la zvântat. Cel mai bine se afumă cu lemn de arine negru sau de prun. Este cel mai gustos fum și nu e amar. Și la prind o singură dată și apoi îl întrețin cu lemne. Pun câte 2-3 lemne și rămâi. Lemnele trebuie să fie verzi sau ude, ca să nu facă flacără. Și acum, după ce se facă puțin jar pe lemne, îl rămâi bușă. Urmezi de braț. Trebuie aproape să sting focul, ca să nu mi se ducă căldură. Să fie mocnit, fără flacără. Deloc nu trebuie flacără. Tocmai de asta se face și focul la distanță de cașcaval. Dacă e prea aproape, se duce căldura și se moaie. Și aici îl lăsăm și o zi. Depinde cum e vremea. Dacă e senin afară, trage bine. Poate să fie gata și în vreo 4 ore. Să ajungă tot auriu, să fie tot auriu. L-a maturat ca să fie optim pentru consum. El poate să stea și 3 luni. De obicei are valabilitate în jur de 3 luni.